Я не мешаю в кадре. Гата, да? Бună ziua. Да, ну, саудя, шпар, саудя, ну, можешь... Трес порнеш микрофон, трес порнеш микрофон. Bună ziua, sunt Moș Alexandru Melnic. Acum am nimerit la microfonul liber și am fost impresionat de ce s-a petrecut aici despre vorbitorii în prealabil mai înainte care au vorbit și au discutat mult, au discutat aprins despre chestiunile țării noastre. Acum eu vreau să spun pe scurt, fiindcă deja e vorba că se închide microfonul liber, că trebuie de mers la protest. Eu am vorbit vreo două săptămâni în urmă, domnul Oleg a publicat la YouTube cuvântarea mea, discursul meu, dar s-a găsit altcineva acolo, eu nu știu cine, care a schimbat puțin titlul discursului meu, l-a numit despre javre și cadzei. Eu nu mai știu ce înseamnă cadzei, javre, înțeleg și parcă ar și că... Cadzei, cred că. Cum? Cadzei, cred că. Cadzei. Cadzei. Când ești pe telefon și n-ai ț, atunci pui tz. Cadzei, poate cadzei. Eu nu înțeleg cum l-am cătat în dicționarul explicativ și nu l-am găsit. Da, și faptul ăsta că s-a schimbat titlul discursului meu, s-au găsit cu mult mai mulți care au vizualizat, 800 de persoane. Dar deja el a dispărut de pe YouTube. Dacă îl cauți, undeva el este ascuns acolo, dar cine vrea să-l vizualeze și nu știe lucrul ăsta cum să-l caute, gata, nu-l găsește. Așa cum nu-l găsește, eu am vorbit despre Dodon și Chicu, care au luat parte în direct la hoția de la hotelul Chișinău și deja discursul acela tot a dispărut și nu-l mai poți găsi. Înseamnă că nu cunosc cine face lucrul ăsta și cum se face, dar el se face și se ascunde. Cineva ascunde ceea ce pe dânsul îl interesează sau nu vrea să audă. Acum, despre javre nu vorbesc eu, dar despre creaturi cu chip de om, eu nu prea ascult acum, nu sunt în Chișinău, eu sunt la țară și n-am nici radio bun și nu sunt la curent cu dezbaterile astea electorale, că aș mai vorbi despre dânsele, dar vorbesc despre creaturile cu chip de om. Și nu pot să nu aduc aminte de domnul ăsta, creatura asta cu chip de om, Iacov care se numește, care ne-a otrăvit viața 30 de ani, care în timpul acela când Șor era pe val și Partidul Democrat și au decis toți ideile, tot ce se poate în Moldova să ideie lui Șor, Iacov spune că zice, iată, am făcut un lucru bun, că am ridicat mânuța pentru Șor. Ia că acest lucru bun, el ne face de 30 de ani. Și de aceea când aș fi la televiziunile astea, vă rog să-i puneți întrebarea asta, cum de așa minte are el, fiind în vârstă, că a dat țara pe mâna unui copil care se numește Șor și care a dus de râpă și aeroportul și băncile și tot cele ce este în țara asta. Altă creatură cu chip de om, eu tot vreau să o aduc aminte, Stepaniuc, care la vremea lui a spus că, iată, noi așa oameni ne trebuie ca Oleș, ca Voronin. Atunci îmbla prin Moldova și toți spuneau că nu este alt lucrător numai cât Oleș, ca Voronin. Mai vine Stepaniuc pe la televiziune, întrebați-l, dar unde e Oleș, ca Voronin și cum de țara asta a ajuns așa la râpă, fiind condus atunci când lucra numai Oleș ca Voronin. Altă întrebare, încă sunt multe întrebări, în ce constă alegerile astea. Toți care vreau acum să vii la putere, promit marea și sarea, oameni buni, cum au obrazul ăsta să promite, care promite pensii, care promite socialiștii, grădinițe de copii de două ori mai mult o să fie, de unde să luați banii ăștia așa, și mai scurt îi pânegrește, o pânegrește într-una pe Maia Sandu. Deci Maia Sandu a să vândă pământul. De unde a luat informația asta? A încercat să mă interesez și eu cum așa, de unde a luat, când a spus? Toată informația la Partidul Socialiștilor că Maia Sandu a să vândă pământul, a luat-o din deducția creaturii cu chip de om sau
urgiei acestea care se numește Pascaru, socialistul Pascaru a dedus din careva cuvinte acolo că Maia Sandu are de gând să vândă pământul. Și pe tema asta se face toată agitația asta împotriva Maia Sandu, da, spunând minciunile astea, de-am de 300 sau 30 de mii de sirieni, am mai uitat o leacă, mai au lăsat în pace, dar chestia asta, da, am vrut să spun că noi acum la moment eu cred că nu avem altă persoană mai înțelept mai decât Maia Sandu. Și acum vrem sau nu vrem, așa cum la prezidențiale, așa și acum practic se duce lupta între două asta direcții, în direcția bună, care eu o socot că totuși lider este Maia Sandu, și direcția hoților, care lider este Dodon. Și de aceea eu mă adresez iar la partidele astea mai mici, până la urma urmei trebuie să deciziți că este încă vreme, este vreme de renunțat la competiție. Și el, aici s-a vorbit mult de Costiuc, da, de treabă Costiuc, s-a luptat el cu hoția, dar iarăși nu știm finanțarea și știm precis că nu trece. În folosul cui, domnule Costiuc, ar să știe chestia asta când tu n-ai să treci, asta e 100%, în Parlament nu treci, numai bine aș făcut cu cineva e coaliție, să treacă un om din organizația dumneavoastră. Și așa și Gligor. Pe Gligor, de pildă, îl stimez foarte mult și eu nu cred că în compania lui sunt oameni răi. Cred că și compania lui este tot din oameni ca și dânsul și noi îi prețuim, înțelegi, dar iar așa, 100% că nu trece domnul Gligor. Deci aia, testarea, voi vreți toți să faceți testarea, să vedeți cum cine o să voteze, dar testarea asta o să ne ducă de râpă. Mai bine întâi cumva să luăm majoritatea în Parlament și pe urmă să ne jucăm de testarea. Noi testarea am văzut la Hâncești, cum a fost, și nu dorim să fie așa și mai departe. E cam asta, că oamenii se grăbesc, mulțumesc de atâta. Poftiți la protest! Bravo! Mergem la protest la guvern, în Piața Mare Adunării Naționale. Stop rasism și xenofobie. Cine vine cu asociația Hyde Park? Accesul e gratuit. La guvern. Da, scurt, că eu mă grăbesc. Dar tu nu vezi mie za lapu? Nu. Eu mă duc. Deci, este Ion Stanev.